Un obișnuit ca invitat al televiziunii VTV, Nicolae Milinescu a prezentat publicului vâlcean două cărți având ca subiect continentul african, Vecina mea Africa și Înapoi în Africa. Gazda evenimentului a fost directorul Bibliotecii Județene Timivireanul, Remus Grigorescu. Iată că în această seară, într-o seară de decembrie, venim cu ceva căldură la dumneavoastră, chiar dacă ea este oarecum în gând, și această căldură vine seara aceasta de la domnul profesor Nicolae Milinescu. Și în seara aceasta avem două cărți, Vecina mea Africa, Înapoi în Africa. Oricum, vremea e mult mai frumoasă în Africa, bănuiesc, în perioada aceasta de an, dar cu siguranță dumneavoastră veți găsi resurse necesare pentru a ne încălzi. Domnul profesor Milinescu este o prezență deja vie în ceea ce privește partea aceasta de relații economice internaționale, de relații internaționale. De asta, domnia sa împreună cu domnul vicepreședinte Adrian Buș au o emisiune permanentă de 3 ani de zile, dacă nu înșală memoria, de 3 ani de zile, aproape în fiecare săptămână, o dată la 2-3 săptămâni, la postul VTV, avem o astfel de emisiune despre ceea ce înseamnă această lume, relațiile din această lume. De cele mai multe ori găsiți informații inedite pe care nu le găsiți oricând. În fața dumneavoastră, nu este un simplu om care a lucrat în televiziunea națională și la canalul CNN, ci este o bază de date, dacă îmi permite să folosesc acest lucru. Eu l-am cunoscut pe domnul profesor Milinescu în urmă cu 3 ani de zile, fiind atrași de un subiect comun. Subiectul care este în momentul de față tratat în cele două cărți pe care dânsul le lansează este vorba de Africa. Ne-am cunoscut la o masă vorbind despre Africa subsahariană, vorbind despre regimul de apartheid din Africa de Sud, vorbind de lupta de decolonizare a popoarelor din Africa din anii 60-70. Pentru voi cei care sunteți studenți și pentru voi cei care sunteți elevi, este o pagină de istorie pe care noi am trăit-o, generațiile care avem în momentul de față între 50 și 60 de ani, și care ar fi foarte bine dacă ați reușit să o aprofundați, pentru că se spune că istoria este ciclică. Și începem să ne întoarcem în anii actuali, la timpuri și la mișcări care au existat și în anii 50, și în anii 60, și în anii 70. Nicolae Milinescu a explicat celor prezenți și semnificația celor două titluri ale aparițiilor editoriale de la Vâlcea. Să știți că nu numai America este tentantă. Brad Pitt și Angelina Jolie, când erau împreună, și-au luat casă în Namibia, la marginea deșertului cu ieșire la Pacific. Așa că poate și pentru tine de acum, poate să devină un punct geografic de interes. În primul rând ar fi bine să explic titlurile. Vecina mea Africa, pentru că trăim într-o lume a globalizării, în care distanțele fizice, practic, au dispărut, datorită mijloacelor de comunicare, datorită intensității schimburilor comerciale, în primul rând pentru că aici sunt studenți de la facultățile economice, și în al doilea rând pentru că în acest teritoriu, al doilea mare continent al planetei, există pe de o parte resurse minerale, dar pe de altă parte există una dintre cele mai bogate resurse umane. Media de vârstă în Africa este ceva un pic peste 17 ani. În Europa media de vârstă este peste 43 de ani. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, pe de o parte, există forța dinamică în stare să rezolve problemele care au rămas de-a lungul a sute de ani de izolare și după aceea de colonialism. Dar, în egală măsură, există și pericolul ca problemele care sunt nerezolvate acum în Africa să se prelungească pe durata cel puțin 30 de ani, când această generație tânără depășește stadiul de maturitate și se pregătește de senectute. Deci acesta a fost motivul pentru care prima carte este intitulată Vecina mea Africa. Înapoi în Africa nu este o nostalgie. Este o chemare de a revedea realitatea acestui teritoriu, care s-a schimbat foarte mult din 1990 încoace. Deci, practic, după dispariția bipolarismului și, într-un fel, anihilarea conflictului între cele două foste mari superputeri prin dispariția uneia dintre ele, a lăsat un
un loc în care țările africane au început să se miște. La finalul întâlnirii, Nicolae Melinescu a acordat autografe și s-a întreținut cu cei prezenți la dubla lansare de carte.